Știi, la miezii am revenit în direct. PNL întinde o mână către USR Plus pentru refacerea coaliției. Iată ce spune Rareș Bogdan în această dimineață la RFI. El precizează că discuțiile se vor relua după congresul USR Plus. Eurodeputatul afirmă că PNL nu va face totuși vreo alianță cu PSD sau AUR, dar l-am auzit ceva mai devreme și pe premier, care spunea că dacă USR Plus nu revine în guvern, înseamnă că s-a aliat cu AUR și PSD. Îl salut pe Florin Negruțiu, e în direct cu noi. Florin, mulțumesc tare mult că ai venit. Cum e această Bună poziție? Ziua. Hai înapoi? Sau care e mesajul de fapt? Din toate luările de poziție oficiale, publice, ale noului președinte al PNL, Florin Câțu, mie nu-mi dă senzația că dorește o reapropiere de USR Plus. Tot stilul ăsta ultimativ, condițiile pe care le pune, stilul belicos până la urmă în care abordează relația cu USR, mă arată că Florin Câțu ori nu știe să negocieze, ori are un plan B, iar planul B nu poate să fie decât guvern minoritar. Altă soluție nu văd pe masă, însă un guvern minoritar nu poate exista decât cu susținerea PSD. L-am auzit mai devreme pe Ludovic Orban spunând același lucru. Florin Câțu fie pleacă prin moțiune de cenzură, fie va rămâne la mila PSD, a spus fostul președinte al PNL. Ori este foarte greu să explici publicului liberal, propriilor alegători, de ce stai la guvernare într-o alianță informală cu PSD. Toată lumea își dă seama că un guvern nu poate, minoritar nu poate să existe, nu poate să existe decât dacă este ținut în frânghii, în sfori, de PSD din Parlament. Sau poate să cheme PSD pe față la guvernare, să facă o majoritate stabilă, de 3 ani, să cheltuiască banii împreună din PNRR, din fondurile structurale și să justifice această alianță stânga-dreapta prin nevoia de izolare a extremiștilor, nu? Că au pregătit terenul și președintele Klaus Iohannis și premierul Câțu, de ce spun în permanență USR AUR, ca să-i pună pe cei de la USR într-o poziție fără de întoarcere. Altfel, da, toată lumea spune, dorim să negociem, dorim să refacem alianța, dorim să colaborăm, însă faptele arată direcția contrară. Impresia mea este că PNL, chiar și în momentul ăsta, semnalizează dreapta și face stânga. Ionuț Moșteanu este purtătorul de cuvânt a USR Plus, e într-o legătură telefonică directă. Domnule Moșteanu, bună ziua, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Cum sunt aceste semnale? E vreo modalitate, vreo formă în care vă întoarceți la masa discuțiilor cu Florin Câțu? O singură variantă pe care am spus-o și am repetat-o de 3 săptămâni de zile. O nouă propunere de premier din partea PNL. Asta am spus-o toți din USR, am votat-o toți din USR în comitetul politic și nu se va schimba indiferent de rezultatul congresului din weekend, pentru că am tot văzut acum că mulți spun că hai să așteptăm congresul. Frumusețea acestui partid USR Plus este că președintele care câștigă alegerile pentru această funcție în partid nu își pune partidul la cingătoare și apoi face ce vrea cu el, nu. Frumusețea acestui partid e dată de puterea membrilor și noi am votat în comitetul politic în proporție de 100%, unanimitate, că nu mai susținem pe Florin Câțu. Deci de aici încolo discuția este foarte clară și sunt două scenarii mari și late pe masă. Ori o propunere nouă de premier din partea PNL și ne așezăm la masă, ori domnul Câțu face, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră, o majoritate clară pe față cu PSD, pentru că țara trebuie guvernată și trebuie stabilizată. Deci nu există decât aceste două scenarii mari și late și oricare dintre ele, sau oricare va fi alegerea PNL, trebuie să fie o alegere rapidă, pentru că vine iarna, țara trebuie guvernată cu un guvern minoritar care nu e clar de cine e susținut în Parlament, nu va putea face treabă în lunile care urmează. Deci trebuie lămurită situația. Premierul, ceva mai devreme, spune așa, USR Plus, dacă nu revine în guvern, înseamnă că s-a aliat deja cu AUR și PSD. Premierul pare că înțelege din ce în ce mai greu limba română, pentru că noi am tot repetat și nu știu ce nu se înțelege din ce am spus noi, că spunem aceleași lucruri din nou în fiecare zi. Deci trebuie să se dea la o parte, nu mai are susținerea USR Plus, n-a fost vreo altă condiționare,
Și în momentul în care, dacă nu înțelege lucrurile astea, trebuie să-i facem un desen. Mai mult n-am ce să fac. Domnule Moșteanu, în ultimele zile, dinspre PNL, a venit informația că între USR și PNL, echipa Câțu, a existat un dialog neoficial pe mai multe zile, în diverse formate. Chiar s-a vorbit de un format 3-3 din partea dumneavoastră cu Dacian Cioloș, Dan Barna și Cristian Ghinea. Dacă puteți să confirmați astfel de informații, dacă au avut loc aceste discuții, să le spunem, informale, nestructurate, pentru refacerea coaliției. Nici pomenală. N-au existat astfel de discuții. Sunt foarte aproape și de toți cei trei pe care i-ați pomenit mai devreme și vă pot garanta 100% că n-au fost aceste discuții. Sunt numai niște zvonuri lansate de echipa domnului Câțu înainte de congres, înainte de votul final de sâmbătă la congresul dânșilor, cumva dând de înțeles că, domne, alegeți-l pe Florin Câțu că o să revină USR Plus la guvernare. Însă imediat duminică s-a sucit, dacă l-ați auzit pe Florin Câțu, odată ce s-a văzut președinte, a spus deja că discută și cu PSD, e dispus să discute și cu AUR. Ieri a spus în declarații, căutați declarațiile domnului Florin Câțu, în care a confirmat că e dispus să discute și cu PSD și cu AUR. Bun. Pentru a rămâne agățat la Palatul Victoria. Explicați-ne un lucru. Dacă veți reveni la negocieri, da? Va trebui să negociați cu Florin Câțu, ca partener din partea Partidului Național Liberal, pentru că el este șeful ales al partidului. Ce încredere puteți avea în președintele PNL Florin Câțu și nu puteți avea în premierul Florin Câțu? Încredere zero în Florin Câțu din partea USR Plus. Asta ca să fie foarte clar. Vom discuta... Și atunci negocierea politică nu trebuie purtată totuși cu Florin Câțu? Negocierea politică va fi cu o delegație. O delegație de la USR Plus, cu una de la PNL, cu una de la UDMR, cu niște condiții foarte clare de revenire la guvernare. Foarte clare, cu un calendar eventual. Și eu țin la asta și am avut discuții împreună cu colegii mei în USR Plus. Vrem să vedem și niște fapte, niște voturi de sfințarea SIJ înainte să revenim la guvernare, pentru că vrem să vedem bunăvoință și din partea partenerilor. Și atunci, da, vom face treabă. Nu trebuie să ne luăm în brațe, nu trebuie să ne iubim, trebuie să ne respectăm, să respectăm pe toți românii care ne-au... Alta era întrebarea. Deci dumneavoastră spuneți așa, putem discuta cu politicianul Florin Câțu și pune pe hârtie niște condiții, dar nu putem lucra cu premierul Florin Câțu la guvern. Păi n-o să, dacă vrem să refacem această coaliție în interesul românilor, n-o să avem încotro, va trebui să stăm cu dânsul la masă, pentru că ne place sau nu ne place, asta a fost alegerea membrilor PNL. Dânsul este legitimat acum de votul de sâmbătă și este reprezentantul PNL. Vreți să stați la masă, dar doar un pic. Da, bun, șanse să rămâneți acolo. Deci, dacă... Stați un pic, variante. Dumneavoastră spuneți, domne, făceți-vă bagajele și uitați de guvernare cu PNL. Nu, noi credem că PNL-ul nu e cu totul al lui Florin Câțu și s-a dovedit asta, că deși a avut foarte multă putere și susținere în spatele lui, Ludovic Orban a luat suficient de multe voturi și probabil îl bătea dacă se vota la liber. Și din punctul ăsta de vedere, noi vrem să reparăm niște lucruri care au fost stricate chiar de Florin Câțu. Da, deci de aia nu poate să-și bată joc un om de țară. Scenariul pe care îl aveți dumneavoastră acum, sau pe care l-ați descris acum, e puțin probabil ca PNL să retragă propunerea de premier sau să rămână premier cu Florin Câțu. Spuneți-mi care sunt șansele mai degrabă să ajungeți la moțiune de cenzură și să dați jos guvernul împreună cu PSD și AUR. Mâine așteptăm decizia CCR. Eu sper să nu-l mai protejeze în continuare pe Florin Câțu CCR-ul, pentru că faptul că au pus în ultima zi posibilă dezbaterea pe această sesizare arată un joc politic din partea CCR. Ar fi trebuit să se miște mai repede din punctul nostru de vedere. Sper să avem mâine o decizie și să mergem la vot cu moțiunea miercuri, pentru că moțiunea a fost citită, miercuri votăm și atunci vom vedea cine îl susține pe Florin Câțu în Parlament. Noi nu-l susținem, AUR nu-l susține, mai rămâne doar PSD-ul. Dacă nici PSD-ul nu-l susține, în momentul ăla domnul Câțu pleacă acasă. Dacă CCR-ul zice că nu-i bună moțiunea, mai punem una încă o dată. Mulțumesc tare mult, domnule Moșteanu, pentru intervenție. Florin, 40 de secunde, concluziile noastre. Concluziile sunt cele pe care le
vede orice observator care se uită la joc, la minge și nu la declarațiile politice. În ciuda declarațiilor de prietenie, pace și reluarea relațiilor între cele două partide, ele par în momentul ăsta mai departe unul de celălalt ca niciodată. Florin Câțu pare a face tot ce stă în putință să nu-i aducă pe cei de la USR înapoi la masa negocierilor. Iar în condițiile astea, un guvern minoritar care va trăi, nu știu, câteva luni de zile, la momentul ăsta, la fotografia momentului, pare cea mai plauzibilă variantă. Mulțumesc tare mult, Florin. O foarte scurtă pauză.